Dragilor, bun găsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald, Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi, alături de noi, este domnul profesor Teodoru Ghiondea și vom vorbi despre o carte superbă, Darurile deșertului, Calea uitată a spiritualității creștine de Kyriakos Markides, o carte publicată în colecția Spiritualitate creștină a editurii Herald și, așa cum vă spuneam, o carte care face parte din campania Redefinirea masculinității. O puteți găsi pe site-ul editurii Herald, împreună cu toate materialele, toate interviurile cu invitații noștri. Cartea Darurile deșertului putem spune că este purtătoarea unei metaforic, a unei tipsii pline cu povești despre darurile duhovnicești din care părinții, sfinții părinți de la Muntele Athos, se împărtășesc zi de zi ca efect și reverberație a faptului că și-au deschis viețile și inimile către lucrarea plină de har a rugăciunii lui Isus. Această carte face parte din trilogia atonită a sociologului cipriot Kyriakos Markides. Este volumul 2, după cum mulți dintre noastră știți, primul volum, Muntele Tăcerii, a apărut în urmă cu câțiva ani în aceeași colecție, în colecția Spiritualitate Creștină din portofoliul editurii Herald. Domnule profesor Teodoru Ghiondea, de ce este importantă o astfel de carte? Vă mărturisesc de la început că a fost o surpriză mai mult decât plăcută, în sensul unei perspective noi pe care am descoperit-o și, sincer, vă spun că mi se pare o adâncire a problemei spirituale care constă, de fapt, în practica spirituală a celor care sunt în drum spre Dumnezeu sau aspiră să ajungă la Dumnezeu. Deci, în acest punct de vedere, mi se pare că este chiar un, cum se spune în limbaj duhovnicesc, un suiș. Deja din Muntele Tăcerii, parcă am depășit Muntele Tăcerii și am intrat într-o zonă, din punctul meu de vedere, mult mai interesantă decât cel din Muntele Tăcerii, în continuarea lui. Și am să vă spun de ce. Mi-a tras atenția, în primul rând, numele, titlul celor două cărți. Și mi-a fost imposibil să nu mă gândesc, citind doi termeni, două noțiuni, tăcere și deșert, să nu mă gândesc la o via negationis, la o practică bazată, ca să spun așa, pe o doctrină apofatică. Am să explic imediat de ce. Surpriza aceasta foarte plăcută pe care am avut-o de la primele pagini, o carte de altfel admirabilă, pentru că aș spune că prima calitate, nu din punct de vedere spiritual, din punct de vedere al contactului cu ea, al impactului, prima calitate este această convivialitate între tine și autor. Îți povestește și ceea ce povestește este cam ceea ce reprezintă, de fapt, o poveste sau un basm. Adică este un mesaj, este un tâlc întotdeauna și nu unul de fiecare zi. Nu este un secret, este o taină care ți se împărtășește și pe care trebuie să o trăiești ca atare. Nu e nimic de înțeles într-un sens discursiv. Și atunci, sigur că m-am gândit la o via negaționist. Pe de o parte, tăcerea. Tăcerea care este o lipsă, este o absență a cuvântului, spunem noi, în general. Dar e mai mult decât atât. Dacă îmi permiteți, aș spune că este un supracuvânt. Este ceea ce constituie, de fapt, esența cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu tace aparent. Dumnezeu este absent aparent. Deșertul este tot o absență. Și mi-a confirmat, ca să spun așa, nu numai acest aspect apofatic, dar mai ales caracterul universal al căii spirituale practicate de izihasm, și anume, într-unul din capitole găsesc o propoziție, o frază foarte scurtă și care este
extrem de importantă din punct de vedere spiritual. Și am să vă citez. La intrarea în mănăstirea Stavroronii, scrie așa: dacă mori înainte să mori, nu mai mori atunci când mori. Sigur că am fost, vă mărturisesc, consternat. De ce? Pentru că seamănă izbitor, extraordinar cu ceea ce știu din tasauf, din tradiția ezoterică islamică. Când profetul Muhammad spune, muriți înainte să muriți. Este exact același mesaj. Ori toată cartea, toată practica spirituală este o moarte aparentă, în sensul că mori, sunt niște morți succesive în care tu învii din ce în ce mai sus. După fiecare moarte urmează o înviere. Fiecare înviere din aceasta este din ce în ce mai sus, din ce în ce mai aproape de Dumnezeu. Ori noi am văzut că în Muntele Tăcerii se vorbește de cele trei, haideți să le spunem, procese spirituale fundamentale până la teozis, și inclusiv teozisul. Prima, vă faceți aminte, era purificarea. Ce este purificarea decât o curățire, o înlăturare, o separare de tot ceea ce te leagă, de lumea manifestării, de partea, aș spune eu, substanțială a existenței noastre și biologică, evident. Nu? De ce? Pentru că a ajunge la Dumnezeu trebuie să capeți un fel de, cum să spun, de altitudine interioară care să-ți asigure zborul spre El. Spre Dumnezeu nu te târăști. Spre Dumnezeu zbori. Ori aripile astea le capeți în interior, tocmai eliberându-te de toate aceste lucruri, de aceste atașuri, de aceste lanțuri ale existenței tale biologice și fizice. Nu prin ignorarea lor. Deci nu prin ignorarea lor, ci prin dominarea lor și ridicarea ceea ce este partea esențială a semnificației lor din ce în ce mai sus. Această formulă, ca să spun așa, bineînțeles că mi-a confirmat acest caracter de via negaționist pe care o urmează practicanții zihasmului. Pentru că după această curățire urmează iluminarea, lumina care se lășluiește în tine pentru că tu în interior te-ai golit. Acel deșert din titlu s-a produs în tine. Ori deșertul este o lipsă, deșertul este o absență, dar în același timp deșertul are o puritate pe care nu are o pădure, un alt peisaj, în termeni profan discutând. El are, îți impune o atitudine meditativă, contemplativă, pentru că nimic nu te distrage în deșert. Există o fascinație pentru călătoria în deșert. Caravanele care străbat deșertul și care sunt, le știm, au o semnificație, un simbolism extraordinar în spiritualitatea orientală. Mai mult decât atât, acest deșert are niște daruri deosebite și ca să vedeți că apropierea pe care am făcut-o de tasauf nu este întâmplătoare, în Ibn Arabi găsim, referitor la cunoașterea lui Dumnezeu, găsim următorul pasaj, următorul scenariu. Omul merge în deșert, la un moment dat, sigur, din cauza căldurii, crește setea, setea se acutizează și la un moment dat vede în depărtare o apă, un izvor. Și atunci merge acolo, merge cu toată puterea lui ca să ajungă odată să-și astâmpere setea. Dar când ajunge acolo, își dă seama că n-a fost decât o iluzie. Ce spune Ibn Arabi? Că în acel moment, când tu ai văzut că o formă într-o asemenea puritate, într-o asemenea ambianță
purificată de orice fel de formă, da? Te-ai străduit și ai mers acolo cu toată convingerea, El nu te lasă fără o răsplată. Și anume, atunci îl cunoști pe Dumnezeu. În momentul acela în care îți dai seama că este iluzie tot ceea ce vezi în jur, că nu are existență în sine pentru că nu s-a creat pe sine, atunci îți dai seama că Dumnezeu este totul. Vedeți, ca și deșertul de care vorbim noi. Prin urmare, ce înseamnă golirea, așa cum se întâmplă, nu, în acest prim proces de catarsis? Ce înseamnă golirea aceasta? Înseamnă a interioriza acest deșert în care mergi și în care deja drumul devine mult mai limpede, dar și mai greu în același timp. Vă aduc aminte din Sfântul Ioan al Crucii că nu în prima fază, în lupta cu cele 7 păcate capitale, este marea suferință, ci în noaptea spiritului este marea suferință. Pentru că nu este vorba de durere, nu este vorba de suferință în mod obișnuit, care poate să producă nostalgie, care poate să producă o serie întreagă de revolte interioare. E vorba de altceva. Este vorba de o suferință adâncă, deschisă, limpede, ca un lac de munte, în care începi să ai deja primele semne ale aspirației tale care s-a întărit și care din ce în ce mai mult atrage Sfântul Duh asupra ta. Vedeți că această golire de sine și până la urmă ceea ce vezi în jur este în acord cu deșert, este în acord cu această golire interioară a ta, nu? Este până la urmă și o dublă certitudine. Prima certitudine este că până la urmă tot ce este în jurul tău, inclusiv ființa ta biologică, ține de contingent, ține de ceea ce este trecător. Dar mai există o certitudine care începe să apară în tine și care este foarte puternică și care este benefică pentru drumul tău spiritual. A existenței lui Dumnezeu. Că dincolo de contingență, dincolo de ceea ce este trecător, dincolo de ceea ce este perisabil, de ceea ce nu ține pentru că nu are realitate cu adevărat, ne? Da, este dincolo de aceasta, este Dumnezeu, este ceea ce este etern, este ceea ce este nesfârșit, infinit și așa mai departe. Absolutul este dincolo de acest contingent. Transcendentul care este dincolo de imanent. Or, această cale este până la urmă presărată cu daruri. Darurile astea sunt de ordin duhovnicesc. Sunt daruri ale Duhului pe care Dumnezeu ți le dă pentru a te ajuta ca tu să ajungi la El. Iubirea Lui este infinită. Înțelepciunea Lui este infinită. Oricele două, înțelepciunea și iubirea, sunt până la urmă traduse în cunoaștere și iubire, în frumusețe și înțelepciune. Or, asta capeți pe drum. Asta capeți pe drum. Și ele nu țin de obiectele din jurul tău, de trăirile și toate transformările și toată această tulburare interioară din care până la urmă iese piatra filozofală, ca să spunem așa. Adică se naște, renaști în primul orizont în care tu ai apărut în creație și anume în ființa ta, să zicem, paradisiacă, în ființa ta primă care este totală și care este aproape de Dumnezeu, care este la picioarele tronului lui Dumnezeu. Trebuie să ai o putere extraordinară ca să faci această alegere a absenței de sine. Apare la un moment dat în carte o altă scenă foarte interesantă. Este vorba de un personaj care se numește Stefanos și care a suferit o operație foarte dificilă. Și îl întreabă pe duhovnic. El ce să facă? Cum să treacă peste această încercare? Și îi spune un lucru extraordinar. În același sens, în
a lucrurilor pe care vi le-am spus până acum. Îi spune să nu-ți dorești nimic. Să nu-ți dorești nici să trăiești, nici să mori. Să nu-ți dorești nimic. Iar felul cum îi spune este mai mult decât atât. Aș îndrăzni să spun că am înțeles din asta că nu trebuie să-ți dorești nici măcar asta. Să nu-ți dorești nimic. Trebuie să fie o absență totală a dorinței. De ce? Pentru că orice dorință, în afară de aspirația pe care o ai, orice dorință se cuplează imediat cu afectivitatea, cu pasiunile și așa mai departe. Și astea constituie un obstacol important în acest zbor pentru care tu te pregătești încet, încet și în care aripile tale duhovnicești cresc. Puterea aceasta de a renunța, de a alege golul, absența, de a te goli pe tine, este un lucru extrem de complicat, este un lucru extrem de greu. În alchimie se spune că cea mai grea operațiune este operațiunea separării. Ori noi vedem și în Muntele Tăcerii, și în Darurile Deșertului, că este o continuă separare, o continuă separație, o continuă sublimare de la cea mai simplă sau de la cea mai puțin sesizabilă până la cea finală, când trăiești în această iubire cu Dumnezeu. Există o reciprocitate aici pe care este foarte greu să o înțelegi, cel puțin la început. O să spui, cum să fie o reciprocitate între mine și Dumnezeu? Este o reciprocitate între mine și Dumnezeu. De ce? Pentru că eu, singura rațiune a existenței mele este comunicarea cu El. Este relația mea cu Dumnezeu. Nu există altceva în afară de asta. Ori în carte apare din nou, cum a apărut și în Muntele Tăcerii, foarte interesant și foarte frumos, problema puterii rugăciunii. Rugăciunea este modul de existență și legitimarea modului nostru de existență. Rugăciunea trebuie să fie continuă. Rugați-vă neîncetat, spune Domnul Iisus. În carte găsim aceeași idee, nu? Părintele Maximus asta spune. Nu trebuie să înceteze rugăciunea. Și rugăciunea trebuie să fie în stare pură. E foarte interesant ce spune. Mi se pare că nu a spus-o chiar atât de limpede în Muntele Tăcerii. Ce înseamnă rugăciunea trebuie să fie în stare pură? Acel nu-ți dorești nimic, nici măcar să nu-ți dorești ceva. Rugăciunea în stare pură înseamnă că nu-i cer nimic lui Dumnezeu. Ce să-i cer când îți spune Sfânta Scriptură, îți spune Domnul Iisus, nu mai împuiați urechile Tatălui cu cererile voastre, ci spuneți numai atât. Și îți stă esența rugăciunii. Părintele Maxim o spune mai mult decât atât. Rugăciunea este o știință și o practică. Deci se învață rugăciunea. Și nu constituie numai o rostire a unor cuvinte, fie ele din Cartea Sfântă, ci tu încet, încet trebuie să te transformi într-o rugăciune vie. Adică este ceea ce spunem întotdeauna în practica din punct de vedere inițiatic, din punct de vedere ezoteric, deci că cel care face rugăciunea și cel către care face rugăciunea sunt legați de această operațiune spirituală care se numește rugăciune. Și atunci, cel care se roagă până la urmă se va transforma în cel la care se roagă. Și acela este Dumnezeu. Și acesta este teozisul. Rugăciunea nu trebuie înțeleasă doar deci, ca un act, un fapt simplu de a te ruga la Dumnezeu să-ți dea ceva. Pentru că, bineînțeles, în mod curent așa se întâmplă. Mai ales că ni se atrage atenția în carte, nu? Părintele Maximus ne spune, domne, sunt foarte multe schimbări în suflet și atunci stăpânirea ta e în funcție, felul cum te stăpânești și felul cum rezolvi toate aceste frământări interioare depinde și de sursa acestor schimbări. Și spune că sunt patru surse. Deci schimbările astea pot proveni de la Dumnezeu prin energiile divine, nu? Este un complex întreg de haruri care coboară asupra ta și care lucrează în tine, pot fi de la demon. A treia sursă, de la noi înșine, de la toată frământarea noastră interioară și de la
cugetul nostru, așa cum fiecare pe nivelul lui și cu puterea pe care o are. Și în sfârșit, a patra sursă a tuturor transformărilor, din ambianță. Or, trebuie să știm, să facem distinție între toate aceste patru surse. Or, asta înseamnă până la urmă, un alt capitol din carte, asta înseamnă metanoia. Asta înseamnă realizarea nusului, a intelectului. Discernământul continuu. Discernământul, până la urmă, sau metanoia, este o conștientizare a relației de iubire cu Dumnezeu. În asta constă, de fapt. Nu. Această golire continuă de sine este ilustrată și de o altă poveste. De o altă povestire de un călugăr care a primit în dar, a primit un obiect oarecare de care să se folosească în chilia lui. Și l-a refuzat. De ce l-a refuzat? Ca să nu aibă grijă unde îl pune. Trebuia să-l agați într-un cui. Și ca să n-aibă grijă asta. Sigur că prima dată te miră, ți se pare o chestie foarte naivă. Nu, nu, nu. Învățătura, sau mai bine spus, tâlcul e foarte sus. Cu alte cuvinte spune Ava. Nu vreau să am o altă grijă în afară de aceea de a mă apropia de Dumnezeu. Eu nu trebuie să fiu concentrat decât pe asta. De asta m-am retras, cu alte cuvinte spune Ava. Pentru asta am plecat din tot tumultul lumii și m-am retras ca să pot să mă apropii de Dumnezeu prin iubirea mea nestinsă către El și intensă. Un alt capitol foarte interesant din carte este cel despre pelerinaj. Și probabil cineva o să spună, ei, cum apare acest via negationis într-un pelerinaj? Păi, o spune o poveste foarte scurtă a lui Ava Isaia de acolo. Ce înseamnă pelerinaj? Pelerinajul înseamnă pelerinajul interior, spunea Ava Isaia. Îi dă cuiva care pleacă în pelerinaj, îi dă o legătură. În legătura aia nu îi spune ce este, dar spune de câte ori te duci într-un loc sfânt, să atingi cu legătura asta, să atingi locul sfânt, locul unde se manifestă energia sfântă. Pentru că e important gestul tău. Și el se duce. Și se duce și atinge și acolo și acolo. Și acolo. Când se întoarce, Ava Isaia spune, ia dă-mi legătura care ți-am dat-o. Ai atins cu ea? Da. Și o deschide. Înăuntru era o bucată de ardei uscat. Erau niște resturi. Așa. Și spune, uite, ai fost, ai atins de energiile divine și nu s-a schimbat nimic. Deci n-ai făcut un pelerinaj, ci o călătorie. Foarte important. Foarte important. Acest pelerinaj trebuie să fie continuu și trebuie să fie interior. Este tot o via negaționist. Și am să vă spun de ce. Ce înseamnă un pelerinaj până la urmă? Ce înseamnă asemenea călătorie spirituală? Înseamnă o relație a ta cu spațiotemporalitatea. Înghiți spațiu. Da? Te deplasezi. Este un șir indeterminat de puncte prin care tu treci. Dar tu în permanență ești într-un singur punct. În permanență ești într-o singură clipă. Toate punctele pe care le-ai străbătut nu mai sunt. Nici clipele în care ai fost nu mai sunt. Iar cele care vor veni, nici punctele, nici clipele care vor veni, încă nu sunt. Și atunci înseamnă că pelerinajul acesta este, până la urmă, o mântuire, dacă vreți, a manifestării universale prin această calificare spirituală a spațiotemporalității. Deja intri în orizontul eternității și al infinitului. Te obișnuiești cu asta prin acest pelerinaj. Toată viața noastră este o călătorie. Toată, absolut toată. Este o călătorie de la pântecul mamei până la groapa unde suntem înmormântați, apărăm în lumea asta și dispărăm.
din lumea asta. Dar toată această mișcare noastră este o călătorie, este un pelerinaj. Ea trebuie să fie sub semnul aspirației și iubirii noastre față de Dumnezeu. Altfel n-are rost, n-are sens. De asta spun că pelerinajul mai are un rost. Accentuează, pe lângă conștientizarea contingenței, caracterului contingent al lumii și al manifestării universale, îl și domină, o și domină această contingență. Face ca multiplicitatea să devină unitate printr-o lipsă de, dacă vreți, de orizont. Nu mai există decât orizontul, nu mai există nimic între cerul și pământul, nu mai există până la urmă. Doar linia orizontului, până la urmă un punct spre care tinzi. Steaua ta polară este numai această aspirație interioară și a gândului pe care îl ai. Sunt câteva formulări și paradoxale, tot pentru a înțelege foarte bine această via negaționist. Smerenia este un lucru fundamental. Ni se spune, smerenia este cea care îl învinge pe adversar. Știm cine este adversarul. Este dușmanul nostru, nu? Din veci, nu? Numai smerenia. Și spune acolo, și mi se pare și Părintele Maximus, sunt mai multe feluri de smerenie, mai multe grade de smerenie. Dar la un moment dat spune un lucru care e imposibil să nu impresioneze. Există o smerenie absolută. Ori imaginea pe care o dă în carte acestei smerenii absolute este răvășitoare. Este Hristos mort și gol pus în mormânt. Numai dacă ne gândim la această imagine, ne dăm seama cum El, Fiul lui Dumnezeu, Logosul, da, dă imaginea sau oferă imaginea absolutei smerenii. El care a suportat totul pentru misiunea pe care o avea și, sigur, dintre misiunile sau dintre părțile sau semnificațiile acestei misiuni ale lui este și aceea de a ne aduce pe noi, nu? Pe drumul teozisul, pe drumul în dumnezeirii. Ni se spune în carte, Părintele Maximus o spune, Hristos a făcut om pentru ca omul să se îndumnezească. Uitați, asta este reciprocitatea a noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă ca noi să ne rugăm, adică așteaptă ca existența noastră să fie o continuă rugăciune. Ori rugăciunea asta pură de care se vorbește, că nu trebuie să-L rogi pe Dumnezeu nimic. El știe foarte bine despre ce este, ce-ți trebuie ție și oricum tu nu știi întotdeauna ce-ți trebuie. De altfel, el îți cunoaște foarte bine nevoile și atunci probabil că această rugăciune nu este despre a cere, ci despre a mulțumi cu recunoștință pentru acele daruri. Ce ți-a dat. Se spune, nu? Orice duhovnic îți spune, mulțumește-i continuu lui Dumnezeu pentru orice îți dă. Și sigur, sunt oameni care întreabă, cum părinte, pentru boală? Da, pentru că nu este inutilă. Este o lecție din care prinzi câte puțină înțelepciune. Nimic din ceea ce ți se întâmplă nu este întâmplător și bineînțeles că nu este degeaba. Ai o răsplată la ea. Suferința nu este inutilă. Esența vieții noastre, ca oameni, este una sacrificială. Asta pentru că ne arată și Domnul Iisus, asta pentru că știm că până la urmă creația întreagă, se spune de mari maestri spirituali, că este un sacrificiu, un autosacrificiu suprem al lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a rupt din el, mai bine spus, nu? Existența noastră. Și de ce? Pentru ca el să fie ceea ce este. Coborârea din rai nu este o pedeapsă, este o necesitate pentru a te putea reintegra de acolo de unde ai plecat, din Dumnezeu, nu? Spuneam că mai sunt niște concepte care creează un fel de, ca să spun așa, de poate chiar de consternare pentru unii. Mânia fără păcat. Cum să te mânii fără să... Da,
Pentru că mânia nu trebuie înțeleasă ca o stare de irascibilitate, de adversitate, ci de fermitate în respectarea cuvântului lui Dumnezeu. Asta este forma ei pozitivă, dacă vreți. O numim mânie, o numim furie, o numim... Dar ea, în fond, asta trebuie să fie. Fermitate. Să nu lași să te tenteze cel care știm bine că asta face. Să știți că sunt pasaje în carte unde este imposibil pentru cineva care are lecturile adecvate să nu constate mesajul pur metafizic. Unul este cel al rugăciunii fără cerere, a rugăciunii ca o stare în sine a existenței. Faptul că păcatele nu sunt niște, sunt niște acte și se vorbește de această conștientizare jumătate din carte, că tu trebuie să conștientizezi continuu ceea ce se întâmplă. Prin urmare, actul prin care eu am păcătuit, el evident că s-a întâmplat cu voia lui Dumnezeu, cu încăduința lui Dumnezeu, pentru că nu este nimic care să nu fie cu voia lui Dumnezeu. Or, unde este păcatul? Păcatul este în ceea ce eu simt față de gest, de lucrurile, de fapta respectivă, de actul respectiv. Dacă mi s-a întâmplat să greșesc grav, nu știu, la limită să iau viața cuiva, păcatul este uriaș. Păcatul este uriaș, nu? De ce? Pentru că iau ceea ce eu nu pot da, ceea ce depășește cu totul condiția mea umană. Și atunci, păcatul este foarte mare. Cum se evaluează un asemenea păcat? După intenția pe care eu am avut-o. E posibil ca eu să nu fi vrut să fac lucrul ăsta. Nu? M-a depășit. Poate să fie un accident, poate să fie... Este foarte important ce cred. Dar dacă eu o singură clipă, îmi găsesc o circumstanță atenuantă pentru asta, atunci am păcătuit. Atunci am păcătuit. Eu trebuie să conștientizez exact ce s-a întâmplat. Sunt lucruri care nu s-ar întâmpla dacă eu aș conștientiza continuu că gesturile mele, cuvintele mele, gândurile mele sunt cu voia lui Dumnezeu și că eu am această responsabilitate ca purtător al cuvântului său, al gestului pe care el îl face. Există o altă carte sacră în care se spune: tu crezi că ai aruncat cu piatra, dar n-ai aruncat cu piatra. Dumnezeu aruncă cu piatra cu mâna ta, aruncă piatra cu mâna ta. Aceasta este reciprocitatea de care vorbeam și care este sugerată. Este un alt element al unei gândiri metafizice. Că până la urmă există o singură realitate. El, Dumnezeu. Realitate de ce? Nu că noi n-am exista, ci că existența noastră se datorează exclusiv lui. Numai el este total autonom și total independent. Mai sunt și câteva alte întâmplări, ca să spun așa, în carte, care sunt interesante. O discuție care apare acolo, dacă ne aducem bine aminte, este cea a ecumenismului. Și părintele Maximus are cuvinte, ca de obicei, foarte înțelepte. Este stupid să se gândească cineva că, până la urmă, toate religiile se unesc sub auspiciile uneia sau alteia. Nu asta înseamnă ecumenismul, ci înseamnă o clarificare a unor raporturi dintre tradiții care s-au tulburat, care au devenit confuze datorită vieții omului și datorită societății umane, a comunităților. Nu? Viața noastră nu mai este ca cea din timpul Domnului Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu ne putem compara nici pe departe cu ce trăia omul acum 1000 de ani, de exemplu. Era mai sărac, era mai puțin inteligent poate decât noi, dar era înțelept. Ceea ce pentru noi e mult mai greu astăzi să mai dobândim înțelepciunea lui. De ce? Pentru că avea măsură. Omul simplu, și o găsim și în cartea aceasta, omul simplu, analfabet,
poate fi un intelectual rasat, adică predomină, asta înseamnă intelect, predomină intelectul. Spuneam cu altă ocazie, omul simplu, omul tradițional, nu face distinție între simbol și ceea ce este simbolizat, pentru că pentru el credința este însăși viața. Țăranul nostru nu avea dileme. El trăia în certitudine, pentru că realitatea gestului Sfintei Cruci pe care o făcea, îl sfințea automat, adică el își confirma continuu existența. Când punea mâna pe sapă, își făcea semnul crucii. Când se așeza la masă, făcea rugăciune. Când rupea pâinea, cum bine știți, că nu se tăia pâinea cu cuțitul, pentru că e material euharistic, și pâinea aceea pe care o mâncăm, iar este un simbol al euharismului, al euharistiei. Și nu se băga cuțitul în pâine, pentru că era trupul Domnului, trupul lui Iisus era. Și atunci se frângea. Și știți că, de fapt, capul familiei frângea pâinea și dădea fiecăruia în parte bucata lui. Și dacă se folosea cuțitul, se făcea cruce pe spatele pâinii cu cuțitul. Sigur că da. Deci, ce vreți, cum să spun, rugăciune mai vie decât asta? Asta înseamnă o rugăciune neîncetată. El nu gândea credința, de asta nu avea dileme, de asta nu avea întrebări. El nu gândea, el o trăia credința, o trăia pur și simplu. Dacă ai fi spus că te-ai întâlnit cu un înger sau cu unul din arhanghel, nu s-ar fi mirat. Pentru el nu era un lucru extraordinar. De ce? Pentru că trăia în acest orizont, în această zare a spiritualității adevărate și a credinței puternice. Asta este viața. Dacă nu e asta viața, atunci nu este nimic. Dacă asta nu este viața, atunci înseamnă că nu mai poate fi decât o simplă existență. Ori noi suntem chemați la viață. Nu se spune existență veșnică nicăieri în textul sacru, da? Se spune la viața cea adevărată, la viața veșnică. Deci diferență între a fi și a exista. Tocmai asta este. Cartea este o invitație și nu numai atât. Este un sfat continuu la a împlini viața și a trăi viața cea adevărată pentru a ajunge la viața veșnică sau la a ajunge la cununile cerești. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de domnul profesor Teodoru Biondea despre darurile deșertului, calea uitată a spiritualității creștine, de Kyriakos Markides, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea Masculinității. Îi mulțumim foarte mult domnului profesor, ca de fiecare dată, pentru că a fost alături de noi și ne-a împărtășit lucruri frumoase din acest al doilea volum al trilogiei Atonite a sociologului american de origine cipriotă, Kyriakos Markides. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere, numai bine!